Bună dimineața, fraților! Iată că am ajuns în cea de-a doua oră a emisiunii noastre. Suntem în zi de luni, 27 februarie. Poate ai reușit să ștergi un pic machiajul de pe față, că noi în pauză am experimentat reportajul din ora trecută, da? Cu sclipiciu, cu deci am tras un pui de somn și se pare că în timpul somnului au experimentat colegii mei, dragi și scumpi. Arătai bine, am și niște poze în telefon, adică ne descurcăm. Deci compromat există pe semnă. Da, nicio problemă. Ok, o să fiu mai bun cu voi în cazul ăsta. Bine că ți-am zis, știi că eu tot strategic am făcut. Da. Bine, strategul nostru, Mihaela, strategul. Nu mai strateg decât cei născuți în zodia Leu. Astăzi să venim și cu horoscopul pentru celelalte zodii. Leii sunt foarte ambițioși în ultimul timp, iar această atitudine le-ar putea aduce numeroase câștiguri financiare. Continuați să evoluați la locul de muncă, astfel încât la sfârșitul lunii să primiți un bonus generos. Oh, ce bună strategie! Fecioarele așteaptă cu nerăbdare începutul lunii următoare, pentru că au rămas într-o pană extraordinară de bani. Vezi de ce am început să-ți fac machiaj și ție? Da, că poate te reprofilezi, da? Da. Poate mai câștigi un ban cu machiajul. Da. Acest lucru ar putea fi învățătură de minte ca data viitoare să cheltuiți bani într-un mod mai calculat. Bine, și de câte ori îți spun chestia asta? Bine, nu asculți, nu mă asculți, din păcate. Și balanțele, se gândesc că la modul serios să-și schimbe locul de muncă, nu se mai simt împlinite. La ei mai grav se vede că... Da, consideră că este momentul pentru a încerca un nou domeniu de activitate. Noi le dorim succes. Primăvara înseamnă renaștere, un nou început, așa că... Da, dezgheț, așa mai departe. Da. Nativii zodiei Scorpion vor avea parte de un conflict cu persoana iubită pe parcursul acestei zile. Acest eveniment va scoate la iveală anumite orgolii și ambiții care v-ar putea afecta serios relația de cuplu. Uite așa, așa că s-a păstrat grijă. Mult acolo în interior, da? A tot mocnit, și a explodat. Da, dar de câte ori zicem ar fi bine și cu specialiștii discutăm. Scoateți tot la momentul potrivit, corect. Nu lăsați în voi să mocnească. Adevărat, așa spun specialiștii cu prezicerile pentru ultimile patru zodii din horoscop. Revenim în ora a treia, dar până atunci să discutăm despre lucruri mai pământești, că tot am vorbit despre joburi și... Horoscopul tot despre job ne-a vorbit. Horoscopul e mai stelar, e printre nori, știi așa? Da, dar el zice că ar fi bine să schimbi locul de muncă sau cel puțin ar fi bine să ai grijă la cheltuieli, da? Iată, fecioarele, de exemplu, așteaptă salariul. Înțeles că ai ceva cu fecioarele azi. Hai să horoscopul are ceva cu voi. Uite că eu prind momentul. Să spunem că noi, chiar dacă am ales parcursul european, Republica Moldova se confruntă în continuare cu rată scăzută de ocupare a forței de muncă, niveluri ridicate de informalitate și condiții de muncă ce trebuie îmbunătățite. Așa este. Despre o inițiativă necesară vom discuta cu Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect la Organizația Internațională a Muncii ILO. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! O să discutăm neapărat în câteva momente și despre acest proiect. Vrem să știm ce presupune la modul practic, dar înainte de asta, cu siguranță și telespectatorii noștri care ne urmăresc se întreabă că deseori atunci când merg să se angajeze, tinerilor li se spune, de exemplu, că nu au suficientă experiență. Celor mai cu experiență li se spune că poate nu sunt întotdeauna apți de muncă. Când e totuși momentul potrivit să ne angajăm în cazul ăsta? Este oricând momentul potrivit să ne angajăm. Este important să există dorință, în primul rând, pentru că, din păcate, generația tânără întotdeauna are competența, are aptitudini și interes să se angajeze pe piața muncii. Sunt de multe ori în acceptă formă de inactivitate. Dar cel mai important este că, indiferent de momentul în care decide să intre pe piața muncii, sunt programe care le permit fie să acumuleze experiență de muncă, să parcurgă un stagiu profesional pentru a putea fi angajat ulterior, sau să capete abilități în cadrul unui program de instruire la locul de muncă. Deci, indiferent, tinerii sunt așteptați pe piața muncii. E curios că ați spus trendul ăsta, nu știam că există acum, deci în special în rândul generației tinere, da? Să nu se angajeze, e cumva o chestie... Este, din păcate, deci inactivitatea în rândul tinerilor, din păcate, este dublu decât în Uniunea, țările Uniunii Europene. Din păcate, femeile cu responsabilități de familie sunt cea mai mare categorie acestor persoane, fiind în jur de 36%. De multe ori acestea sunt femei cu studii superioare, dar din considerentul responsabilităților, probabil, grijilor de copii sau poate bătrâni, nu pot să iasă piața muncii. Mai grav este în mediul rural, unde chiar nu sunt locuri de muncă pentru aceste doamne, dar Ministerul Muncii, împreună cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, încearcă să găsească diferite măsuri pentru a oferi o tranziție ușoară și mai rapidă acestor femei piața muncii. Haideți să ne vorbiți acum mai multe despre acest proiect, cum funcționează el practic.
Deci este un proiect nou, implementat cu suportul Guvernului Elveției, este un nou donator pentru Republica Moldova, care urmărește ocupare și dezvoltare economică în Republica Moldova și este pliat programului de țară pentru muncă decentă cu un cadru programatic până la sfârșit de 24. Ce este programul de țară pentru muncă decentă? Este un document elaborat de guvern, sindicate și patronate împreună pentru a depăși carențele pieței muncii și nu doar, dar vorbim despre piața muncii. Proiectul va susține trei componente. În primul rând, ocupare și va implementa parteneriate locale de ocupare la nivel local, prin care autoritatea publică locală, împreună cu alți actori interesați să rezolve problemele pieței muncii, vor elabora proiecte de ocupare. Deci se vor crea locuri de muncă nemijlocit la nivel local, având în vedere acele grupuri vulnerabile care sunt într-un raion sau altul. Componenta de dezvoltare a competențelor va oferi niște instrumente de anticipare a necesarului de calificări pe piața muncii. Respectiv, Ministerul Educației va putea elabora acele curricule ca tinerii să poată să fie instruiți, educați și să se angajeze piața muncii așa încât și angajatorii să fie mulțumiți de competențele pe care le dețin, și componența de formalizare, deci vom asigura tranziția spre formalizarea întreprinderilor și a lucrătorilor. Uh-huh. Și din informația pe care o dețineți la acest moment, care sunt cele mai solicitate, dacă putem să spunem așa, domenii și cele mai puțin dorite? Da, deci cel mai solicitat, probabil toată lumea cunoaște, este domeniul IT, uh-huh, și sunt funcțiile manageriale, deci finanțe, jurisprudență. Din păcate, există o cerere foarte, foarte mare în industria ușoară, dar și o fluctuație foarte mare de cadre în acest sector, din considerentul salariilor joase. Profesiile muncitoresc sunt la mare căutare în toată țara. Da, în zonele rurale, cum se va rezolva problema tinerilor mai ales, pentru că mulți pleacă de acolo? Da, deci încercăm să aplicăm o strategie pe larg utilizată în Uniunea Europeană, fiind vorba de identificarea tinerilor inactivi. Deci sunt acei tineri care nu sunt în vizorul niciunei instituții, deci după ce au absolvit o instituție de învățământ, revin acasă, sunt beneficiari fie de remitențe sau își așteaptă o ușă deschisă pentru a emigra, sau sunt, cum ziceam anterior, sunt femei cu responsabilități de familie care nu își văd viitorul sau probabil din lipsa infrastructurii nu pot ieși pe piața muncii pentru că fie nu există o grădiniță, fie este prea departe grădinița și așa mai departe, sau nu sunt locuri de muncă pentru aceste persoane. Deci încercăm să identificăm acești tineri, să-i înregistrăm la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să le oferim, în dependență de profilul pe care l-au, să le oferim programe și măsuri de ocupare. Fie dacă nu au un stagiu, nu au experiență de muncă, va fi direcționat către stagiu profesional, dacă nu are careva competențe, atunci va fi instruit la locul de muncă de către un angajat. Dacă are aptitudini să-și lanseze o afacere mică, uh-huh, își va realiza acest plan. Și cât de tentant, cât de avantajos este inclusiv salariul, deci remunerarea propriu-zisă. Da, de exemplu, tinerii, că de multe ori, nu știu dacă e întotdeauna așa, dar au anumite așteptări, da, atunci când se angajează chiar pentru prima dată în câmpul muncii. Așa este, dar trebuie să zic că viața profesională este un plan și creșterea în carieră iarăși este o ambiție pe care fiecare dintre noi și-o stabilește atunci când iese dintr-o facultate. Părerea mea personală este că trebuie să începem să lucrăm și totdeauna cele mai bune competențe vor fi remarcate de un angajator și vor fi oferite noi posibilități. Sigur că există problema salariilor mici, din păcate, dar iarăși guvernul își dorește să rezolve această problemă și lucrează la Da, mai capitol. Este încă o mare piedică mentalitatea tinerilor și a oamenilor care vor să emigreze. Deci ei nu se gândesc că au posibilitatea să crească în carieră, pentru că compară un pic salariile din Europa și din Republica Moldova. Și de-aia ei abia așteaptă să-și ia documentul și să plece. În cazul ăsta, cum vă descurcați? Pentru că puteți oferiți multe informații, puteți să oferiți oportunități, dar totuși în ei stă ideea asta că în Europa mai bine se câștigă, chiar dacă este un loc de muncă așa, necorespunzător cu profesia pe care au însușit-o. Așa este. Probabil este vorba și de competențele pe care le au tinerii și la primul contact cu un angajator sau primul contact cu piața muncii îi face să realizeze că de fapt practica nu este suficient de bună pentru a se angaja, practica pe care a dobândit-o într-o facultate sau la o școală profesională. De asta gândul de a emigra este unul persistent în rândurile tinerilor. Totuși, cred că
probabil ar trebui să accepte un viitor în Republica Moldova. Sigur că este vorba de calitatea serviciilor, este vorba de sistemul educațional, sistemul medical la care iarăși se lucrează și sper că acest parcurs european pe care și l-a stabilit Republica Moldova va contribui la schimbarea mentalității generației tinere și faptul că ei vor rămâne aici, da, să crească în Republica Moldova. Poate unii toate, se vor toate întoarce. Toate se fac pentru asta. Da, exact. Să sperăm că se vor întoarce. Și vorbim și, bineînțeles, când vorbim de primul contact a tânărului, de exemplu, cu un potențial angajator și despre modul în care își alcătuiește CV-ul, bineînțeles, și modul în care se prezintă pe sine și realizările pe care le-a dobândit. Și aici se fac mai multe greșeli, nu? În sensul ăsta. Așa este. Deci, ghidarea în carieră trebuie să înceapă foarte, foarte devreme, pentru că de multe ori tinerii sunt ghidați ușor greșit de către părinți care doresc să-și realizeze propriile ambiții prin intermediul acestora, dar nu totdeauna sunt atenți la aptitudinile și competențele și interesele copiilor. De asta, ghidarea în carieră trebuie făcută inclusiv cu părinții, este părerea mea personală, și început probabil de pe băncile gimnaziului, așa încât copilul să fie în contact cu diferite profesii pe care s-ar putea să le îmbrățișeze ulterior, iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, despre care am mai vorbit astăzi, oferă astfel de servicii de ghidare în carieră pentru tinerii care ajung la agenție, deci indiferent de profilul pe care îl au, aceștia vor intra în contact cu un specialist de la agenție, li se va face o cartografiere a competențelor, aptitudinilor, intereselor și vor fi orientați mai departe spre fie o școală profesională pentru a îmbrățișa o profesie, fie către un loc de muncă care cumva îi se potrivește profilului. Foarte bine, dar în ce ține de angajator se observă un pic elucidarea acestor lucruri și percepții din partea lor că el nu are experiență, este tânăr sau, de exemplu, în cazul femeilor, știe că mâine, poi mâine, femeia o să fie însărcinată și va pierde deja angajatul. Cum se lucrează la capitolul ăsta? Da, deci sunt programe inclusiv pentru angajatori. În ultimii ani angajatorii primesc subvenții, deci ar putea să primească subvenții dacă s-ar adresa la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și se adresează. Angajatori care încearcă să-și rezolve problemele cu personalul, deci primesc o subvenție pentru fie instruirea la locul de muncă a persoanelor pe care le angajează, deci o perioadă de timp care ar putea achita, care ar putea subvenționa inclusiv angajarea unui maestru pentru a putea instrui acești tineri. Este vorba de subvenționarea adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv o inițiativă introdusă acum câțiva ani. Este vorba de subvenționare pentru angajarea anumitor categorii de persoane mai vulnerabile, care s-ar angaja mult mai greu dacă nu ar exista astfel de subvenție. Deci, angajatorii au și ei opțiuni de pentru a-și găsi forța de muncă sau pentru a o instrui la locul de muncă. Da, pentru că acum 10-15 ani era într-adevăr un absurd. Vine studentul, dar proaspăt ieșit de pe băncile studenției și îi se cere experiență de 10 ani. De unde, dacă el nu are așa ceva? El este proaspăt absolvent. Adevărat. Și un alt aspect pe care am vrea să-l aducem în vizor și care vizează inclusiv proiectul despre care ne vorbiți, ține de faptul că noi, uneori, fiind tineri, nu ne gândim întotdeauna la viitor îndepărtat și atunci se întâmplă să muncim o viață și la sfârșit pensia nu este cea pe care o așteptăm din cauza unui fenomen, din păcate, în continuare răspândit în Republica Moldova, salariul plic. Cine se preocupă de chestia asta pentru eradicarea lui și cât de... Deci este o problemă gravă și extrem de gravă, într-adevăr, informalitatea și se lucrează actualmente, se lucrează de mai mult timp în acest sens și proiectul nostru urmărește tranziția spre formalizare și susține reforma Inspectoratului de Stat a Muncii în informarea atât a publicului, deci a populației, cât și a angajatorilor privind riscurile activității în informale, iar Inspecția Muncii va fi orientată spre a oferi mai mult suport angajatorilor în tranziția spre formalizare. Hai că e bine. Da. Ne-am lămurit cu ne-ați multe chestii. Încurajat. Noi vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră și pentru acest proiect care dă speranță multor tineri să rămână aici sau celorlalți să se întoarcă, pentru că sunt unii care abia așteptă să se întoarcă având aici oportunități. Îmi doresc foarte mult să se realizeze asta. Mulțumesc mult. Mulțumim și noi, zi frumoasă în continuare.
Uite așa, tot muncind, n-am mai observat noi cum au mai rămas doar două zile până pe 1 martie. Da, și ne trezim în vâltoarea mai multor evenimente, într-adevăr, 1 martie și când vorbim de 1 martie, vorbim de primăvară și de mărțișoare. Da. Iar mărțișoarele, știm foarte bine că sunt simbol al primăverii, împletite din fir roșu și fir alb, pentru că știi, poți să uiți lucrul ăsta, tot uitând de mărțișoare pe parcursul unui singur an, au ajuns ele, de fapt, adevărate opere de artă. Unele din ele. La Centrul Republican pentru Copii Artico din Chișinău, copiii din diferite vârste confecționează lucrări foarte originale. Tragem cu ochiul și noi? Da. La Centrul Republican Artico se desfășoară campania Un mărțișor cu speranță. Elevii de la diferite cercuri promovează armonia și pacea în lume și în acest an micii artiști își manifestă creativitatea realizând lucrări deosebite. Noi suntem de la ansamblu de chitară și astăzi am reușit să facem un mărțișor, chitară. Ce înseamnă pentru voi venirea primăverii? Venirea primăverii pentru noi înseamnă o bucurie, venirea căldurilor în țările noastre și venirea păsărilor, învierea naturii. Ce vă place mai mult, să cântați la chitară sau să confecționați mărțișoare? Mie îmi plac ambele egal, pentru că eu, de felul meu, sunt o persoană mai creativă, astfel încât iubesc să fac lucruri frumoase de care oamenii se pot profita. Prezentăm Lia Ciucărlia, studioul coral. Fetițele confecționează așa un porumbel al păcii, care, prin tradiția mărțișorului, duc în continuare reînvierea naturii și emoțiilor doar pozitive și urăm la toți o primăvară fericită, cu multe, multe dragoste. Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico a inițiat o campanie mai mult de sensibilizare, care are drept scop readucerea speranței de armonie și pace în lume, de educare a copiilor și tinerilor în simțul empatiei, a toleranței. Fiecare model este individual, reprezentând arta și cercul din care fac parte copiii. Cei de la secțiunea sport au lăsat antrenamentele și s-au apucat de meșterit. Suntem de la escalada, asta ne descurcăm minunat, după cum vedeți. Pentru noi mărțișorul prezintă ceva foarte important, un simbol destul de important și respectăm tradițiile, astfel am venit să confecționăm câte un mărțișor. Noi suntem de la sportul alpinism, lucrăm bine, nu ne lenevim. Și astăzi ce faceți? Am încercat să facem niște mărțișoare cu ce ne reprezintă sportul. Și cum vă reușește? Foarte bine. Sunteți ca o familie aici. Da. Combinăm două lucruri foarte importante. Confecționăm mărțișoare pentru noi și pentru cei care vin să viziteze Artico. Suntem de la tenis de masă și se pune și destul de bine, sincer să fiu. Și aveți mărțișoare în formă? În formă de paletă. În vreo 5-6 colective sportive, da? Eu personal sunt conducătorul de cerc de ușu. La Centrul Artico avem vreo 4-5 beneficiari care sunt implicați în această activitate și sigur noi ce facem? Ne dorim să promovăm tradițiile, să fie bine, să... deci copiii să poată combina nu numai sportul, dar și ceva legat de o tradiție. Anul acesta, mărțișoarele confecționate de elevi vor ajunge la Glodeni. În grădinița care a fost parte a campaniei inițiate de TVR Moldova, Visuri dincolo de tavan. Mărțișoarele noastre cu speranță vor ajunge și la Glodeni, la grădinița din satul Camenca, Ghiocelul, unde copiii de acolo vor realiza ale lor mărțișoare cu speranță, vor beneficia de un program artistic oferit din partea cadrelor didactice de la noi și multe surprize și cadouri din partea beneficiarilor Centrului Artico. Copiii pregătesc și un program artistic, astfel că așteaptă cu nerăbdare ziua când vor merge la Glodeni. Din zăpadă, ghiocelul.
clopoțelul a scos vesel clopoțelul și a sunat în patru vânturi, hai treziți-vă pământuri și vă ierburi de tot felul, fluturi și albine, primăvara vine. Noi acum facem un mărțișor foarte frumos, iar pentru noi asta înseamnă o primăvară foarte frumoasă și minunată, reînviem și tradiția. Noi acum trebuie să învârtim ața pe cheie, alb și roșu. Pentru noi, mărțișorul simbolizează primăvară. Am reușit să fac o buburuză, să o împletesc. Vreau să facem un mărțișor extrem de mare. Simbolul primăvarei pentru mine înseamnă speranță, fericire și că revine natura. Vine, vine primăvara! Tot în prima zi de primăvară, pentru a marca reînvierea naturii, copiii de la centru vor provoca fiecare trecător să-și prindă la piept acest simbol al renașterii. În data de 1 martie, campania va culmina cu un flash mob organizat în scuarul centrului, în fața piramidei, unde beneficiarii implicați vor îndemna fiecare trecător să prindă în piept acest simbol al speranței, aducător de sănătate, noroc și optimism. Eu sunt impresionată de aceste mărțișoare și vreau să văd ce aptitudine ai tu. Ce? La făcut mărțișoare. Ei, stai, că dacă îți fac eu un mărțișor, nu ieși din casă cu el două zile. Nu apuci primăvara. Primăvara așa de rău în... să fie chiar? Nu, știu, nu sunt bun. Alexandru Leacu e bun la mărțișoare. Deci îl rugăm pe el să ne facă. Mai sunt două zile, Alexandru, sper că reușești. Deja ai antrenament. Săracă, l-am bătut la cap deja. Da, mă, lăsați-mă, vă rog frumos. Încerc și eu să fac lucrurile frumos așa, iar voi mă luați peste picior. Bun, nu, hai să nu să mai vorbim despre asta. Oricum o facem cu mare drag de colegii noștri. Dar nu contează ce mărțișor dăruiești. Important să-l dăruiești. Asta e, nu? Important să fie, nu? Important să fie. Uite, așa, pe o zonă mai lirică. Am hotărât să calc. Ce frumos de la o luni. Bun, hai să venim și cu următoarele date la calendarul istoric, pentru că mai avem evenimente importante. Vrei, da? Da. Să, bine, hai să începem cu anul 1882. Mm-hmm. Are loc în acel an premiera operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu. Este prima operetă românească pe un libret de Vasile Alexandri, care a răsunat pentru prima dată pe o scenă improvizată a Școlii Centrale din Brașov. Ciprian Porumbescu a venit la Brașov la îndemnul prietenului său, Andrei Bârseanu, unde a condus corul Bisericii Sfântul Nicolae, a ocupat catedra de muzică a gimnaziului, a dirijat corul gimnazial, precum și corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări. Reprezentația Crai Nou s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului. În gara Brașov, zilnic, la oră fixă, se aude melodia operetei Crai Nou, iar în muzeul primei școli românești din Șchei este o sală dedicată marelui compozitor. Un afiș păstrat ca prin minune prezintă distribuția în rolul dochiței Carolina Lenger, soția cunoscutului jurist și profesor de la gimnaziu Ion Lenger, Cornelia Romană în locul Ancăi, Gheorghe Strâmbu în rolul lui Lonaș și Zaharia Butaru în rolul lui Moș Corbu. Uite așa, uite așa, data viitoare când faceți o promenadă sau o escapadă la Brașov, puteți să... Să fiți atenți. Da, să atrageți atenția și la chestiile astea. În 1940 s-a născut Radu Simion, naist, virtuos și conducător de orchestră. Manifestând interes pentru muzică încă de mic, a studiat mai întâi acordeonul. Da, la 11 ani a intrat prin concurs cu nota 10 la școala medie de muzică. A studiat țambalul cu Gheorghe Pantazi, care a plecat într-un turneu de 6 luni. Simion a fost nevoit să se mute la clasa de nai la profesorul Fănică Luca. Acesta l-a considerat, apropo, unul dintre cei mai buni elevi ai săi. Da, și după 6 luni la concursul național al școlilor de muzică a câștigat premiul întâi. Și-a format un repertoriu, culegând piese folclorice, a exersat și a imprimat la radio sub bagheta lui Victor Predescu. Cântând la restaurantul Ciocârlii, a fost descoperit de marele dirijor Ionel Budișteanu, care l-a angajat naist în ansamblul Perenița. A format apoi un taraf cu care a acompaniat-o chiar pe Maria Tănase și a devenit șef de orchestră. Uite o asemenea personalitate despre care merită să vorbim. Acum facem o tranziție către o personalitate de peste ocean, nu? Cumva, care s-a născut în 1932. Vorbim de actrița Elizabeth Taylor, actrița americană cunoscută pentru frumusețea și personalitatea sa puternică. Da, a început să joace în filme la vârsta de 9 ani, iar în adolescență a devenit o actriță de succes, câștigând premii importante pentru rolurile sale.
sale. Ea a fost căsătorită de 8 ori, incluzând două căsătorii cu actorul Richard Burton. Și Taylor a fost cunoscută pentru bijuteriile sale extravagante, în special pentru diamantul său, Crop, care a fost vândut practic la o licitație în 2011 pentru peste 8 milioane de dolari. Wow! În 1999, Taylor a primit Legiunea de Onoare din partea guvernului francez pentru activitatea sa filantropică și pentru contribuția sa la lumea filmului. Ea a fost de asemenea desemnată de American Film Institute drept una dintre cele mai mari vedete din istoria cinematografiei. Filmul Cleopatra, da, Taylor a jucat rolul reginei Egiptului și chiar dacă filmul a costat o sumă exorbitantă de bani, a fost un eșec financiar inițial. Da. Cu toate acestea, performanța lui Taylor a fost lăudată de critici, iar filmul a devenit un clasic al genului. Avem și niște câteva imagini, da, acum. Ce bine că ne-au mai rămas chestiile astea, operele, și le putem vedea. Cine e acolo? Marc Antoniu? Știi povestea lor de dragoste, nu, da? Nu știam. De subturi, da? Adică, nu de subturi, povestea lor de dragoste. Marc Antoniu și Cleopatra. Ăsta chiar s-a sacrificat și a sacrificat cariera, iar ea la fel, a făcut sacrificii. Da, dragoste. Asta împlinită. Înseamnă dragoste adevărată, nu? Autentică. Sacrificiu, inclusiv, nu? Crezi tu? Nu știu, o fi, poate. E o tragedie acolo în această dragoste, dar mă rog, dacă vreți să aflați mai multe, vizionați filmul, adevărat. În general, e bine că am vorbit și despre joburi, e bine să ne descoperim la timp vocația și apoi facem în viață doar ceea ce ne place. Așa este. Alexandra Suveică este o tânără pasionată de pictură și design vestimentar, să știi. Da. Dorința ei cea mai mare este să creeze haine nu după tendințe, dar inspirate din sentimente și trăiri. Alexandra și-a descoperit pasiunea pentru desen în adolescență. Încă de atunci și-a dat seama că asta vrea să facă. De la grafică, tânăra a ajuns să realizeze picturi în diferite tehnici. Pasiunea pentru pictură a început foarte brusc. Eram plictisită la lecțiile de matematică și tot desenam diferite cerculețe, tot ce ține vorba de grafică, de hașuri, linii, jocuri cu formele. Și am avut o inspirație din partea unei colege, că ea era foarte bună în pictură și eram motivată oarecum. Uite, eu tot pot desena, fără școală de artă în spate. Și într-o lună îți demonstrez că eu pot. În timp și-a dat seama că talentul o poate ajuta să creeze și ținute vestimentare originale. Prima dată când m-am dus la cursul de croitorie, s-a deschis dragostea față de material, față de a crea. Când eram mică, hobby-ul preferat era să stric foarte multe haine. Astfel, pentru a-și continua visul, a decis să meargă la studii în România. Acum este în anul 2 la Facultatea de Modă și Design Vestimentar la Cluj. O facultate foarte strictă, cu cerințe imense, și mi-au spus: vrei să te ocupi cu arta? Trebuie să fii pregătită că nopți de dormit nu vei mai avea. În prim plan se bazează pe desenul digital, a crea colecții digitale, a putea să faci tipare, practică foarte multă, a crea mulaje și la urmă îți creezi propria colecție. Ca orice om care vede frumosul altfel, tânăra are sursele ei de inspirație. Inspirația mea provine din cărți, provine din stările interioare, din poeziile scrise, comunicarea cu oameni din domeniu, actori, regizori, cu prietenii sau simplu plimbările pentru o mică relaxare și când se duce privirea spre o arhitectură și vezi coloana aia barocă, îți trezește o stare de eu vreau să fac ceva cu asta. Ținutele concepute de Alexandra sunt deosebite pentru că tânăra nu ține cont de reguli. Experimentează diferite stofe, culori, accesorii și detalii pentru a obține exemplare unice. Acum sunt adepta stilului elegant, care provine din anii 1900 până în 1950, dar colecțiile sunt complet diferite una față de alta.
Am o colecție în care am creat rochii de seară, inspirate din anii 1920. Și am colecții foarte jucăușe, cum ar fi pălării cu un animăluț sau gentuță în formă de pisicuță. Foarte colorat. O colecție care îmbină două stiluri, steampunk, nuanțe de maro, tot ce ține vorba de mașini cu aburi, metal greu, și ales în Țara Minunilor, care dă un contrast de culoare. Tânăra vrea să-i facă pe oameni să se simtă special și să scoată în evidență personalitatea fiecăruia. Posibil oamenii care se simt singuri și vor o îmbrățișare, consider că haina e itemul de bază prin care o persoană se poate exprima. Adică tu porți haina și nu haina te poartă. Și pentru că Alexandra știe cel mai bine să-și exprime emoțiile în paletă de culori, și-a lansat și prima expoziție de picturi la Chișinău. Fețele iubirii, astfel și-a intitulat creațiile, care de fapt sunt o reflexie a ceea ce simt oamenii pe dinăuntru și a ceea ce poartă pe din afară. Expoziția dată este dedicată unei persoane, dragi mie, o persoană din trecut, care deja nu mai este printre noi. Ea m-a învățat ce înseamnă dragostea și ce înseamnă iubirea și cât de nesigur poți fi în momentul în care te conduci după anumite păreri. Sunt foarte multe lucrări care nu au fețe. Interesant. De obicei, fața este oglinda sufletului și prin față, prin ochi, tu poți să înțelegi dacă omul e sincer sau nu. Oricât am vrea să ținem cont de tendințe, să ne îmbrăcăm spectaculos, diferit și să ne evidențiem prin articolele vestimentare, nu vom lăsa ca hainele să ne reprezinte în totalitate. E un accesoriu care te ajută să te exprimi în societate. Dar dacă îi permiți hainei de pe tine să te facă o persoană mai încrezută, puneți niște întrebări. Pe viitor mă gândeam să lucrez în teatre ca pictor de costume și poate și ca scenografă. Să îmbin literatura, poezia și haina. Acesta este o artă bazată pe emoții, ceea ce am văzut, inspirată din emoții. Am cunoscut-o pe Alexandra și îmi place foarte mult ambiția ei și felul ei unic de a se apropia de ceea ce face. Foarte frumos, și în continuare vom vorbi tot despre un tip de artă care se bazează și ea pe emoții. Da, da, e despre cinematografie. Corect. Și celebrul regizor american Francis Ford Coppola spunea că cinematografia și magia au fost mereu strâns asociate. Da, primii oameni care au făcut filme au fost magicieni. Ei, și cum se face astăzi film în Republica Moldova, ne spune Virgiliu Mărginanu, președintele Uniunii Cineaștilor. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am regăsit și vă felicit pentru acest decor, inclusiv cu clacheta în spatele vostru. Dacă tot vorbim de film, așa o să fie. Am căutat-o mult, să știți că da. cam îmi place foarte mult la ce ați decis să vă opriți. Acum, e perfect. Dacă facem o retrospectivă pentru anul 2022, printre proiectele în care ați participat și care cu siguranță a avut un impact foarte mare, s-ar număra și filmul dedicat a 100 de ani la Teatrul Național, da? Știm că s-a muncit foarte mult la el, mulți ani, mi-amintesc evenimentul de lansare, știm că chiar în ultimile momente, secunde, se muncea atunci. A avut loc o lansare ulterior și în România și la București, a și fost proiectat. Care a fost impactul producției? Bun, ca impactul cărui film. Se muncește foarte mult la producția unui film, dar pe urmă culegem roadele. Cel mai interesant, că uneori toamna numărăm filmele, pentru că la un film se muncește mai mult de un an. Deci nu doar 2022. Pornind de la
creare sau ideea scenariului și până la filmul în premieră durează uneori 5 ani și mai mult chiar. În cazul filmului de care ați spomenit noastră, O scenă a memoriei, în regia lui Petru Hadârcă, cam 2 ani a durat producția filmului, mă refer aici scenariu și preproducție și producție și postproducție. Munca de arhivă, munca de... Chiar dacă noi vroiam să proiectăm chiar în ziua când s-a împlinit 100 de ani ai teatrului, n-am reușit, dar poate e mai bine că n-am reușit, pentru că au fost foarte multe evenimente dedicate acestei zile de 26. Și sărbătoarea s-a extins și chiar a fost pe mine, pentru că a fost eveniment aparte de lansarea filmului și, într-adevăr, a fost sala plină, cu foarte multă lume, cu foarte mulți iubitori, nu doar de teatru, dar film și artă în genere. Și, mai spus-o și în alte cazuri, acest film este nu doar istoria Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, ci istoria Basarabiei, dacă vreți, cei 100 de ani. Da, de, și prin ce am trecut noi, practic, sau prin ce a trecut teatru, am trecut noi ca și popor. A avut succes și ne bucurăm foarte mult. Imediat după Chișinău am avut lansarea filmului la București, am avut ocazia să fim invitați de Teatrul Național București, Ion Luca Caragiale, și aveam emoții și vorbeam și cu domnul Hadârcă, spunându-i că totuși sala aceea are 800 de locuri, nu știu dacă o să reușim să vină atât de mulți doritori. Ei, vreau să vă spun, era duminică ziua și a fost sala plină. Da. Și eu m-am mirat de unde atâta dorință și curiozitate și dorința de a vedea un film despre un teatru basarabean. Și ați discutat cu oamenii de acolo? Da. Bun. Foarte mulți basarabeni, foarte mulți, poate, deportați, care au ajuns refugiați în România, care aduceau dorul Basarabiei. Dar cred că filmul a durat o oră jumătate, iar discursul a mai durat încă 2 ore după film. Discuțiile cu interacțiunea. Da, exact. Pentru că, vă spuneam, este istoria noastră în acest film. Da, mai, sunteți și producătorul emisiunii Eu Sunt Aici. Da, vă rog să ne dați așa mai multe detalii. Pentru că acolo scoate în evidență partea asta a tinerilor care... Da, e un proiect curios făcut pentru tineri sau, mă rog, dedicat, lăsat tinerilor să facă, să se afirme sau să se promoveze. Pentru că tot timpul tinerii vin cu o altă abordare și ne se pare interesant să cedem noi, să lăsăm loc tinerilor, să vedem cum vor face ei. Chiar dacă, chiar ieri vorbeam cu cineva, vedem unele greșeli de montaj, unele vorbe de schimbarea dramaturgiei, poate, dar în felul în care s-a făcut, stă foarte bine pe picioare. Deci este un proiect realizat cu Ministerul Culturii, un proiect cultural în care am încercat să promovăm turismul din Moldova prin imagini video. Doar că Ioana, în cazul ăsta, a zis să mai implicăm și niște tineri, care să promovăm și tinerii și buni, bravi, da, 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 și locurile. Deci o combinație foarte reușită, părerea mea. Asta mi se pare extraordinar că aveți ocazia în felul ăsta să lucrați chiar cu fica dumneavoastră, cu Ioana, și vrem să vă întrebăm, pe platou de filmare, da, în procesul propriu-zis, care e relația dintre doi profesioniști? Nu știu dacă doi profesioniști, dar v-am spus, noi cedem. Deci tot timpul lăsăm să vină în față cei care vin cu inițiative. Inițiative noi, contemporane, moderne. Spus Ioana de asta. Da, v-am spus, da, dacă coincide. Deci, și atunci, nici, dacă încercam la început să insistăm, am văzut că n-are rost. Pentru că dacă insistăm, repetăm ce am făcut noi. Deci nu putem să impunem pe cineva să facă exact cum am făcut noi. Fiecare are stilul său, fiecare are viziunile sale și este foarte ok să venim cu ceva nou. Eu cred că dumneavoastră citiți o mulțime de scenarii a tinerilor. Ce părere aveți despre temele pe care ei le abordează? Pentru că deseori se întâmplă să nu ne găsim noi cei al nostru. Cum mai sperăm? Foarte, foarte bună întrebarea. Nu știu dacă avem timp să mai discutăm aici mult. Într-adevăr, primesc foarte multe scenarii. Tendințele sunt diverse. Dar, într-adevăr, am observat o chestie care nu găsesc explicație. De ce unii tineri vor să meargă spre duritate, spre sânge, spre crudit, spre dramă, spre... E o tendință de a impresiona prin chestia asta. Mie mi se pare că filmul poate avea și alt mesaj. Un mesaj pozitiv, un mesaj plăcut, uman, dar toată lumea vede mai întâi răul din societate și după aia. E mai sau... ușor să impresionezi prin cred, nu știu, procedii. Sau vă spun ei că mai ușor să reține, sau fiecare om o să vină să fie șocat din ceea ce a văzut. Ceea ce mi se pare că filmul are posibilitatea de a și educa. Și eu încerc să merg pe acest principiu, că filmul trebuie să aibă un mesaj foarte clar definit, un mesaj care transmite spectatorului o informație corectă, veridică, de care, după care poate să discute sau să analizeze sau să caute mai departe în cărți. Uite, m-am văzut, am aflat ceva acolo în filmul. Dacă dăm doar comedie simplă și bătăi și lupte, nu știu dacă asta o să fie o educație dacă a spectatorului. Dacă extragem ceva cu adevărat valoros, da, de acolo, da.
poate, nu știu dacă am dreptate neapărat, dar noi suntem educați și un pic din filmul documentar. Totuși, atâtea ediții ale Festivalului Cronograf, am încercat să vedem că și filmul documentar are un mesaj corect spus. Da. Și oamenii frumoși se regăsesc în film. Protagoniștii care vin în filmul documentar sunt niște eroi pentru noi. Deci n-ar fi și în filmul de ficțiune la fel. Deci chiar dacă regizorul improvizează în cazul filmului de ficțiune, dar ar putea să vină cu un mesaj pozitiv. Bun, nu înseamnă că toate filmele trebuie să fie pozitive. Clar că avem nevoie și de ele. Dar spuneam tendința acelor scenarii care simt că se direcționează spre duritate. Mm-hmm. Și ce șanse are un film din Republica Moldova să fie, de exemplu, premiat sau cel puțin văzut, apreciat undeva pe internațional? De exemplu, vorbim despre Carbon. Exact asta vreau să spun. Dacă vorbim de reușita anilor 2022, într-adevăr s-au făcut foarte multe filme, foarte mult. Deci câte au fost finanțate de la CNC, cred că majoritatea s-au fost prezentate deja și un ecou și un moment foarte curios și deosebit este filmul Carbon, pentru că a bătut toate recordurile. Deci a demonstrat că și Moldova se poate veni cu un film care să atragă publicul în sălile de cinema. Pentru că problema noastră este facem filmul, facem proiecțiile, arătăm câteva prezentări aici, mergem la câteva festivaluri la care e selectat și cam până aici se oprește. Televiziunile, din păcate, încă nu sunt gata să cumpere filmele noastre, chiar dacă deja au apărut unele interesate și asta ne bucură foarte mult și cred că s-a spart gheața, a început colaborarea dintre producătorul de film și distribuitorul de film. Și atunci singura șansă erau cinematografele, care și acele sunt foarte puține în Moldova. Dar vedeți că Carbonul a demonstrat și a bătut toate recordurile posibile. Deci a avut cel mai mare încasări din vânzările de bilete la film. Și continuă. Că și continuă și astăzi, da. Exact. Deci s-a demonstrat că se poate și eu cred că acum cei care decid soarta filmului ar putea să mărească un pic bugetul și să accepte realizarea sau crearea centrului Fondului Național Cinematografiei, pentru că e vorba de fond, neavând fondul noi nu putem așa mult să întindem. Și cred că în momentul în care vom avea Fondul Național Cinematografiei, vom reuși deja cinematografia să funcționeze asemenea în celelalte țări. Foarte fain. Vă mulțumim mult și sperăm că anul 2023 va veni cu alte noi producții care vor bate alte recorduri și să nu fie una, pentru că cumva sunt foarte puține la capitol. Știu că ați avut câte zile este discuția cu Igor Cobulianski. În aceste momente Igor Cobulianski filmează la București un film comatogenă. Este o coproducție moldo-românească. Suntem siguri că în 2023 va apărea și acest film pe platou, la fel susținut de CNCN Moldova. Un alt film care vine în 2023 este și filmul Mario Maria Marnel în regia Violetei Gorgos, care a filmat vara trecută, acum în postproducție. Următorul film intră în producțiile Untina Vatamanu cu filmul Fugare. Deci, teoretic, roata se mișcă. Da. Încet, încet avem un film. Preproducție, producție și postproducție. Toate. Foarte tare. Da. Așa fel încât sunt sigur că la anul vom avea ce discuta și despre filmele pe care sunt pe banda de producție. Vă invităm mai devreme. Da. Vă mulțumim tare mult. Și noi vă mulțumim. O zi cât mai bună și o săptămână cât mai reușit. Așa să fie. Iar noi ne luăm rămas bun, nu de la emisiune, nu pentru mult timp, pentru această oră și revenim în ora 3.